vorbeați că în străinătate se fac teze de doctorat, de pildă, pe spațiu closetului. Sau pe... Mă gândesc cum ar arăta o teză de doctorat despre closet, despre WC-ul. Și ce se, ce se scria? De exemplu, e o carte care a apărut, s-a tradus acum câteva, o lună, două, istoria culturală a toaletei, a closetului, nu? Care e o chestie absolut extraordinară. Da, da. Dacă te uiți, Doamne feri, cum se spune? Sună, dar trivia. Deci nu e o chestie de instalator, știi? Adică, bă, cum arată un closet și la ce folosește asta? Că asta știm cu toții, da. Este simțul comun, nu? Da. Bun, dar pe firul acestei instituții poți să-ți pui alte probleme. De pildă, suferim de faptul că, este iarăși una dintre imaginile pentru care suferim, suntem țara cu cea mai mare procent de bude în fundul curții, nu? Deci de closete care nu sunt în casă. Iată în ce hal de necivilizate suntem, ceea ce e o totală prostie. Suntem în continuare societatea cea mai vastă, cea mai largă, să zic așa, rurală și agrară, deci cu o lume rurală puternică, nu? Cea mai cuprinzătoare, să zic așa, din Europa. Ori, pentru societățile țărănești, de oriunde ar fi ele, există un criteriu foarte clar care se cheamă sacru și profan, pur și impur, nu? Vatra este locul pur, nu? Știm și de la Eliade, cu centrul lumii, da. E ca un fel de ceapă, cu cât te depărtezi, sunt praguri și praguri, fiecare prag are semnificația sa rituală. Evident, Buddha din fundul curții este impurul, care e în aceeași zonă cu gunoaiele menajere. Deci aceeași parte, aceeași zonă, care trebuie să fie depărtate de spațiul pur al vetrei și al casei. Deci vorbim despre o viziune cosmogonică și cosmografică, să zic, un spațiu în orice caz, o geografie simbolică, care nu are nici mai mică legătură cu igiena.